România este foarte aproape de sentința finală în dosarul Roșia Montană. Mâine ar trebui să vină decizia definitivă care va spune dacă statul va trebui să plătească sau nu aproape 7 miliarde de dolari firmei canadiene care deținea licența de exploatare a aurului și care ne-a dat în judecată. Detalii despre acest subiect aflăm de la colega mea, Andreea Gheorghe. Bun găsit, e bine să ne uităm pe de-o parte la despăgubirile cerute de compania canadiană cu care se judecă până la urmă statul român. Gabriel Resources a cerut undeva la peste 6 miliarde de dolari în acest dosar, ar fi undeva la 30 de miliarde de lei, tocmai pentru că au fost blocate exploatările din zona Roșia Montană. Dinspre statul român însă a fost vehiculată suma de 2 miliarde de euro. Vom vedea însă care va fi verdictul final, pentru că, așa cum spuneai și tu, mâine am putea primi decizia în acest dosar. Guvernul a fost deja înștiințat cu privire la acest lucru, spun surse guvernamentale. Acum însă trebuie să decide statul român până la urmă cum va plăti aceste despăgubiri. Ministerul Finanțelor trebuie să vină cu un plan și să decidă dacă ia în calcul inclusiv să plătească în rate această sumă, care este uriașă, indiferent dacă vorbim despre 2 miliarde sau despre 6 miliarde. Însă, din informațiile noastre, mai este o variantă luată în calcul, să facă un soi de contestație la o altă instanță internațională. Însă, în acest caz, discuția ar fi doar pentru amânarea plăsit, pentru că oricum șansele să mai câștigăm ar fi undeva spre zero. Așteptăm să vedem care va fi această decizie și urmează mai apoi să ne formulăm strategia de negociere și în funcție de cum vor fi coordonatele acestei strategii de negociere, vom parcurge etapele necesare pentru a ajunge la un consens cu beneficiarii acelei decizii. O cale de atac extraordinară mai este posibilă? Este posibilă, dar ea se derulează destul de rapid. Așa sunt uzanțele instanțelor arbitrare internaționale și perspectiva aceasta de a schimba decizia care se va pronunța mâine, din ce am avut discuții cu juriști, este destul de mică.